mult. Că... noțiunea de criminal. S-ar putea spune că Aurora e o deconstrucție a noțiunii astea? Se poate spune orice și fiecare poate să spune orice. E în parte și asta, dar nu cred. Nu cred, adică... Nu cred, pentru că... Pentru că nu e vorba despre un criminal, este vorba despre un care omoară deja asta. Este vorba despre un caz particular, nu e vorba despre un model. Nu cred că funcționează ca referențial, Viorel și toată povestea lui. Că poate funcționa și spune, dom'le, acesta este criminalul și ăsta este... Nu este o consecință a unei... care n-au comis o crimă, noțiunea de criminal, cum să spun, într-un fel de dezumanizează. Pe când, în cazul lui Viorel, da, el e o persoană care ucide și noi ucidem cu el. Nu știu dacă ucidem cu el. Da, nu știu dacă ucidem cu el. E... Aici este un lucru... E... Aici vorbim despre cu totul altceva. Sigur că filmul nu poate fi pus în... E un film deranjant pentru că nu poate fi pus pe un raft, nu-i poți spune o etichetă. Și asta e o chestie pe care o știu și care mă aranjează. Pentru că pentru mine este o certificare a faptului că ceva acolo mic am reușit. Dar... demersul a fost a fost altul, nu a fost, deși la un moment dat mi-a trecut prin cap că filmul ăsta ar putea fi portretul unui criminal, demersul a fost altul, demersul viza în primul rând justiția și apoi imediat și ceea ce a devenit esențial în film, comunicarea. Și asta e, apoi, cum am zis, crima e o consecință și nu știu ce, că am putea ucide și că ucidem și noi cu el și nu știu ce, asta iarăși este un efect secundar pe care l-am scontat, dar nu este țintă, nu e scop. Nu asta mi-am propus. Ce mi-am propus era să restitui cât se poate de exact, atât cât pot eu de exact, ceea ce dosarele de anchetă nu fac, pentru că, și este normal să fie așa, justiția nu reține decât lucrurile care sunt relevante pentru caz. Mă interesează pe noi că ai mâncat o ciorbă de burtă, dom'le, să dăm pentru detalii pe cuțit, tu ai omorât-o. Și unde ai aruncat cuțit? Și toate lucrurile astea sunt lucruri importante pe care justiția le reține. Alții rețin alte lucruri. Prietenii, rudele victimelor rețin alte lucruri despre crimă. Rudele criminalului alte lucruri, vecinii și așa mai departe. Fiecare reține altceva. E ca povestea a lui La Bruyère când vorbește despre istorie și spune... Raportarea la istorie este exact felul în care seamănă foarte mult cu... Pardon, citez aproximativ felul în care se raportează fiecare, se raportează oamenii la un accident, are loc un accident, îl văd 100 de oameni sau 10 oameni, nu mai țin minte cum spune acolo, și fiecare are altă opinie despre accident. Și cam așa este felul în care ne raportăm noi la istorie. Și cam așa este felul în care ne raportăm noi la istoria noastră personală. Pentru că dacă se întâmplă să vorbești cu criminalul și am vorbit cu criminali care cumva uciseseră în urmă cu câteva ore, adică erau cumva calzi, ei aveau deja construită propria lor ficțiune legată de crimă. Adevărul nu se află nicăieri, iar justiția nu caută să restituie niciun fel de adevăr, nici să facă dreptate. Ea, singura funcție a justiției este să protejeze societatea, corpul social. Domnule, l-am băgat la zdup și asta e tot ce contează. Ce a înțeles lumea, ce justiția n-are deloc. Și asta a fost o micro-revelație a mea. Nu m-am gândit niciodată, nu m-am gândit la justiție. Iar de aici a plecat totul. Faptul că e criminal, faptul că vorbesc că este povestea unui om care ucide, este este o opțiune care vizează mai mult atenuarea, pentru că anularea, abolirea confuziei, anularea confuziei, asta e aproape imposibil, dar cumva atenuarea confuziei în ceea ce privește discursul conținut și în film și centrat pe lipsa de comunicare. Ciuda faptului că eu am făcut niște tăieturi la montaj unde sunt replici, pentru că erau foarte explicite și sunt lucruri pe care le-am descoperit pe măsură ce am avansat cu filmul, pe măsură ce am făcut filmul, am descoperit niște lucruri extraordinar de importante pentru mine. Nu știu dacă o să fiu în stare să țin pasul cu ceea ce am descoperit eu legat de
descoperiri care se află cumva într-un plan emoțional, și anume că chiar dacă rațional, așa, în plan rațional, suntem cu toții de acord că ne-am cantonat de secole în comunicarea asta care are loc prin intermediul limbajului articulat, nu? În intermediul limbii, și există și suntem interesați să învățăm fel de alte limbi străine, să fim mai să avem, să putem comunica cu fel de... O prosteală, asta e o prosteală. Suntem... Suntem condamnați să trecem în mod sistematic pe lângă esențial, pentru că asta spun, ce am trăit eu făcând filmul ăsta, fiind în pielea personajului principal, este un lucru care are legătură cu faptul că lucrurile cele mai importante nu se spun cu cuvintele. Dar iarăși, ca să relativizăm un pic, e o certitudine cu siguranță temporară. Este la fel de valabilă pe cât e de valabilă și afirmația contrară. Dar este o chestie pe care eu am trăit-o și pe care nu pot pune în cuvinte altfel decât spunând asta. Că lucrurile cele mai importante nu se spun prin cuvinte, nu trec prin cuvinte. E ca într-o situație din asta complet tâmpită, în care îl întrebi pe... presupunând că ai putea să-l întrebi pe Romeo de ce o iubește pe Julieta, ce ar spune? Ar spune niște cuvinte tâmpite. Cred că e mai complicat. Și poate că atunci e cazul, în momentul ăla e cazul să te întreb dacă nu există cumva predestinare, pentru că felul în care comunicăm are legătură cu un soi de chimie. De asta am și folosit replica aia în film, chimic și epidermic. Dar era o replică în scenariu pe care am tăiat-o la montaj, pentru că era prea explicită. Clara spunea la începutul filmului că nu e de ajuns să vorbim cu subiect și predicat și că oricum trăim în capul nostru. Pentru că asta era premiza filmului, premiza number one. Faptul că fiecare dintre noi trăim în propriul nostru cap și că este imposibil să pătrunzi în mintea celuilalt. De-aia am și luat decizia în final de a juca eu rolul principal, pentru că altfel ar fi fost o mică minciună, ar fi fost o situație paradoxală în care eu, regizor, intram cumva în mintea actorului și îl dirijam cum vroiam eu. Actorul principal conta și contează în filmul ăsta. Și atunci era mai corect să asum eu statutul de cenzor.